Grupul numărul 4 al termocentralei Rovinari a intrat într-un amplu proces de reabilitare în toamna anului 2012, iar lucrările au fost finalizate într-un timp record. În prezent este cel mai modern din țară și poate chiar concura cu instalații similare de la termocentrale din Europa. Investiția se ridică la 150 de milioane de euro. Reprezentanții companiei spun că noul grup va asigura o funcționare fără probleme timp de aproximativ 15 ani. Este record pentru că nu s-a mai făcut niciodată într-un termen așa scurt. Au fost grupuri, de exemplu, în Turceni, care au avut un gen de modernizare poate la 60%, 70% decât acesta și a durat 6 ani, 7 ani o modernizare. Chiar aici, la Rovinari, media era 3 ani, 3 ani și jumătate, dar a fost excelent coordonată de echipa de aici. Modernizarea a inclus și sistemul de evacuare a gazelor. Nivelul de emisii poluante se încadrează acum mult sub normele impuse de Uniunea Europeană. Totodată, consumul de cărbune a fost redus semnificativ. Am ajuns de la 300, să nu spun 600 de miligrame în proiectul inițial 1978 al blocului, s-a ajuns acum la 50 conform Uniunea Europene, dar noi coborâm sub 20 la aceste 3 grupuri care le avem modernizate. Conform strategiei Complexului Energetic Oltenia, pe viitor, blocul numărul 5 de la termocentrala Rovinari va intra într-un proces similar de reabilitare pentru reducerea consumurilor, a emisiilor de dioxid de carbon, dar și pentru creșterea fiabilității.